Din nou, împreună, dragi prieteni ai emisiunii ABC-ul Credinței, vă salut cu mult respect, Părintele Dorin Sas din Parohia Valdemoro, bucurându-mă de întâlnirea cu dumneavoastră. Săptămâna cealaltă am început să vorbim despre taina Sfintei Cununii. N-am epuizat subiectul, unul foarte vast, și așa că ne-am propus să continuăm discuția de data trecută. Bineînțeles, alături de noi este Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, căruia îi spun să rămână. Bine v-am regăsit! Frate voastră, am vorbit în mare despre taina Cununiei, dar au mai rămas multe lucruri care, sau pe care cei care ne ascultă ar fi bine să le știe. Vedeți, emisiunea aceasta devine și o tribună, un amvon prin care noi încercăm să ajungem cu mesajul Evangheliei la cei care noi avem în fiecare duminică sărbătoare la Sfânta Biserică. Sau chiar și cei care vin la biserică, dar vedeți că nu întotdeauna omilia este catehetică. Omilia are alt obiectiv și este legată de cele mai multe ori de Evanghelie. Și atunci chiar și cei care vin la Sfânta Biserică pot să se bucure de o explicație, de un înțeles în plus pe care poate nu l-au știut sau l-au trecut cu vederea. Deci, taina Cununiei, taina nunții în biserica noastră. Am vorbit puțin despre logodnă, despre simbolul cununiilor. Așa, în cadrul ceremoniei, la un moment dat, pe o tavă pregătită dinainte, sau de pe tava pregătită dinainte, preotul care oficiază se întoarce spre miri și în unele cazuri moaie puțin pâine în paharul cu vin, în unele cazuri, în special în Transilvania, există acele pișcoturi care le moaie într-un păhărel cu miere de albine și le dă mirilor și nașilor să guste, spunând formula sau cântându-se formula paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Ce simbolizează acest moment din cununie? Rânduiala prevede acolo doar un pahar cu vin, care se numește pahar de obște și care nu este un înlocuitor de împărtășanie, așa cum uneori se interpretează. Nu este așa o aluzie la împărtășanie pentru faptul că s-a rupt oarecum cununia de Sfânta Liturghie și atunci se spune că în vechime mirii se împărtășeau la acel moment, iar acum nu. Sigur că în vechime toate tainele erau în strânsă legătură cu Sfânta Liturghie, iar paharul acela de obște cred că este mai degrabă ceea ce se întâmplă astăzi la intrarea în restaurant sau unde are loc petrecerea, este acea cupă de șampanie pe care o beau mirii împreună. Este un pahar cu vin pe care îl beau împreună. Deci exprimă și acesta comuniunea dintre cei doi, faptul că ei au devenit un singur trup prin taina nunții și atunci prin acel pahar binecuvântat pe care îl beau și unul și celălalt vor să arate că ei sunt pregătiți să fie împreună până la sfârșitul zilelor și toți cei prezenți le urează, le doresc acest lucru să fie împreună până la sfârșit. Acum, în practică, vedeți că lucrurile s-au mai dezvoltat, s-au denaturat. Se poate oferi și pâine și vin, oarecum o aluzie la taina Sfintei Împărtășanii. Sigur că Împărtășania, în mod deosebit, realizează unirea dintre cei doi. Mierea poate să fie și ea o aluzie la fericirea pe care și-o doresc și pe care le-o doresc toți cei prezenți, tinerilor miri, să aibă o viață dulce, o viață frumoasă. Dar mierea de albine poate să fie și un simbol al virtuților. Nu? Albinele culeg din flori tot ceea ce este mai bun și realizează ceea ce noi numim miere.
La fel și cei doi miri trebuie să culeagă tot ce este bun și frumos de la părinți, de la nași, de la dascăli și așa viața lor să devină dulce ca mierea. Dar, sigur, lucrul acesta nu este posibil fără harul lui Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără rugăciune. Este cu neputință a avea viață dulce ca mierea. Tot în cadrul slujbei, la un moment dat, preoastră, preotul, ținându-i de mână, înconjoară cu mirii și cu nașii de trei ori masa, cântându-se acele tropare frumoase și, în unele cazuri, se și sărută ori Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, ori, dacă nu, icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Ce simbolizează acest dans ritual? Având în vedere că se cântă imnul martirilor, arată că viața de familie poate să fie și o viață martirică. Adică, întâi de toate, a ne păstra fidelitatea față de Hristos, uneori se cere jertfă, se cere vărsare de sânge. Împotriva credinței sunt foarte multe potrivnicii, împotriva vieții creștine și atunci împreună va trebui să luptăm, dar și pentru a ne păstra fidelitatea unul față de celălalt. S-ar putea uneori să fie momente de luptă sau de vărsare de sânge. Și cele două cununii pe care le avem pe cap sunt și o aluzie la răsplata pe care o au primit-o mucenicii, care și-au dat viața pentru Hristos, dar pe care o vor primi și cei doi miri, dacă realmente vor avea și ei o viață mucenicească, adică își vor dărui viața lui Hristos, chiar cu prețul vieții acesteia trupești. Deci, acel dans, care îl vedem și la hirotonie, se face în jurul Sfintei Mese de către cel care urmează să fie hirotonit și se cântă aceleași tropare. Vedeți legătura între viața de familie, între taina vieții de familie și taina preoției. Adică în cei doi miri se manifestă de fapt preoția universală, adică este o slujire a lui Hristos și a bisericii viața de familie. Nu este doar o împlinire din punct de vedere social, așa cum mulți înclină să o privească, deci doar pe orizontală. Nu. Ea are în vedere slujirea lui Hristos și a bisericii. Și, sigur, apoi se iau cele două cununii, nu pot să rămână cu ele, deși în vechime cred că stăteau mai multe zile, era ca și la botez. Cei care au fost botezați purtau haina albă 7 zile, așa și la cununie coronița o purtau pe cap. Câteva zile. 7 zile și în ziua 8-a avem și astăzi în molitfelnic o rânduială de rugăciune pentru miri. Miri. Da. 8-a zi se întorc la biserică. Da. Și după aceea, sigur, este binecuvântarea finală și se merge la agapă, la masa de obște. A fost paharul de obște, urmează și masa de obște, agapa. Tot acolo, cumva li se atrage atenția că prin slujba cununiei ei au făcut legământ în fața lui Dumnezeu, în fața altarului, că vor respecta această legătură până la mormânt. Doar moartea poate să permită celui care rămâne văduv să se recăsătorească, dacă nu va putea să își trăiască văduvia. Da. Ați intuit o întrebare a mea, preseoastră. Care este rânduiala pentru cei care, din diferite motive, rămân singuri? Aici ați pomenit de deces, poate fi divorț sau alt motiv special și bine argumentat prin care căsătoria se desface sau unul dintre cei doi rămâne singur și atunci își dorește cu timpul să-și întemeieze o altă familie. Deci biserica permite, datorită acestor neputințe omenești, ca persoana rămasă singură să se recăsătorească. Da, biserica economisește sau îngăduie
a doua sau chiar și a treia căsătorie, dar trebuie văzute motivele și întotdeauna când este vorba de asemenea situații, preotul trebuie să întocmească un dosar pe care să-l prezinte episcopului și doar episcopul decide dacă într-adevăr se acceptă, se acordă sau nu dispensă pentru a doua sau a treia căsătorie. Dacă cel care a mai fost căsătorit se căsătorește cu cineva care nu a mai fost căsătorit niciodată, pentru cel care nu a fost căsătorit se oficiază iarăși slujba cununiei. Dacă nu, dacă amândoi sunt la a doua sau chiar a treia căsătorie, atunci este o slujbă mai specială așa de pocăință prin care se binecuvintează legătura dintre cei doi. Ce le răspundem acelor aspiranți la taina cununiei care spun și te întâmpină sau de multe ori te și contrează pe tine ca slujitor cu acea expresie, nu o hârtie ne unește pe noi, oarecum dând la o parte sau negând de multe ori actul civil al căsătoriei. Și atunci ei, vezi, Doamne, sunt interesați mai mult de partea spirituală, de partea religioasă și vor să evite anumite proceduri legale și vin preotului ca să-i cunune fără a avea cununia civilă. Sigur că nu hârtia ne unește, dar hârtia exprimă unirea care s-a petrecut la modul real și vedeți că viața de familie are și efecte juridice, sociale. Familia trebuie să fie luată în considerare și din punct de vedere social. E vorba de moștenire, de avere pe care trebuie să o lași urmașilor și atunci nu poți să neglijezi acest aspect. Și biserica are o înțelegere și ea nu oficiază taina cununiei dacă nu există și căsătoria civilă. Deci trebuie respectat și angajamentul în fața autorităților civile și, bineînțeles, și slujba cununiei. Esențială este, sigur, dorința celor doi de a fi împreună până la capăt, până la moarte, dar nu putem să neglijăm și aceste aspecte, pentru că altfel s-ar crea foarte multă dezordine. Preoția voastră, să vorbim puțin și de timpul săvârșirii cununiei. Cred că există multă ignoranță și sub acest aspect. În unele părți, asta știți prea bine, noi venim în Transilvania, de obicei nunțile se fac sâmbăta. În unele părți ale țării, în special Moldova și nu numai, nunțile se fac duminica, când oamenii sunt liberi, când teoretic mirii participă la Sfânta Liturghie, comunitatea ia parte la acel act al unirilor în taina cununiei și după care, în partea a doua zilei, urmează veselia cea de obște, petrecerea, buna simțire în această atmosferă frumoasă pe care o dă cununia. Când ar fi potrivit să se oficieze slujba cununiei? Sigur că dacă se face sâmbătă seara și este nuntă de noapte care țină până a doua zi, afectează prezența la Sfânta Liturghie a celor care merg la nuntă și, bineînțeles, chiar și a mirilor, a familiilor lor. Și atunci este într-un fel mai bine din punct de vedere duhovnicesc să se facă duminica. Dar și aici, vedeți, acum în societatea în care trăim, oamenii sunt legați de mersul la serviciu și atunci preferă nunțile de sâmbătă. Oricum, dacă oamenii sunt cuminți și țin cont de lucrurile duhovnicești, atunci vor regla în așa fel lucrurile încât să nu fie afectată prezența la Sfânta Liturghie și dacă o facem sâmbăta și dacă o facem duminica și petrecerea este cumva redusă sau făcută în așa fel încât să nu fie până la urmă un desmăț care să fie în contradicție cu ceea ce
am trăit în biserică sau suntem învățați în biserică. Pentru că uneori apare această contradicție, venim la biserică, ne cununăm, dar prin ceea ce se întâmplă după, noi contrazicem și la botez și la cununie, cumva manifestarea noastră nu mai este una creștinească. Și aici trebuie să atragem, cred eu, mereu atenția noi, ca și preoți, ca și păstori, să nu devină o contramărturie și o sminteală ceea ce facem. Pentru că, pe de o parte, atragem Harul lui Dumnezeu, pe de altă parte, îl alungăm și îl facem nelucrător. Așadar, biserica are anumite interdicții când este vorba de cununie. Nu se poate face în perioadele de post. Nu se poate face miercurea sau vinerea sau în perioadele de post de peste an și nici în ajunul marilor sărbători, în ajunul sărbătorilor împărătești, până oară în ajunul rusaliilor sau al altor sărbători, nici măcar de Sfântă Mărie nu este potrivit să se facă nuntă. Dar în calendar cred că sunt trecute cu destul de multă precizie zilele și perioadele în care nu se pot face nunți, iar cei care vor să se cunune în biserică trebuie să țină cont de aceste rânduieli și mai întâi ar trebui să se intereseze la biserică și apoi să-și facă programarea la restaurant, pentru că uneori se întâmplă că se programează la restaurant, nu știu că este timp oprit și după aceea vin la biserică și constată că nu se poate face și îl pun pe preot într-o situație destul de dificilă. Sigur că în anumite situații se poate face iarăși dispensă pentru a se oficia cununia în timp oprit, dar ar fi mai bine să se evite asemenea situații. Când vorbim de acordul sau binecuvântarea părinților, preasfia voastră, cum ar trebui să o înțelegem? Pentru că ați pomenit în emisiunea trecută, înainte părinții erau părinții celor două familii cuscri între ei, cei care decideau, mai ales în timpurile mai vechi, în special în mediul rural, există acest... Dar și la casele mari, și la casele mari se împărătești și boierești, familiile făceau căsătoriile, iar tinerii nu prea aveau ce să comenteze. Atunci, poate că în timp lucrurile s-au mai schimbat, ce se întâmplă în cazurile în care tinerii chiar se iubesc cu adevărat, dar unii dintre părinți, de o parte și de cealaltă, nu prea văd cu ochi buni această legătură a lor, această viitoare căsătorie. Și atunci apare așa un sentiment de tristețe pe tinerii respectivi. A fost cazul în care, dintr-o parte sau alta, nici măcar nu au participat la nuntă. Și atunci, cum... Este de dorit să avem binecuvântarea părinților și se și spune în slujba cununiei că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, dar și gândurile lor rele sau blestemele lor pot să distrugă căsnicia copiilor. Dacă părinții sunt împotrivă și doresc rău, este posibil să-i afecteze pe cei doi. Acum, trebuie să recunoaștem că și părinții pot greși. Ei nu trebuie să impună copiilor, ei trebuie doar să propună. Uite, noi așa credem, noi așa ne-am dori pentru tine, fiule sau fiică, dar sigur că tu alegi, tu hotărăști și dacă vei greși, vom suferi și noi împreună cu tine. Cred că aceasta ar fi cea mai înțeleaptă atitudine din partea părinților. Altfel, trebuie să recunoaștem că și părinții pot greși cu o iubire din aceasta sufocantă și care se impune. Vedem că Dumnezeu nu face așa. El nu se impune. El doar se oferă, se dăruiește și Mântuitorul zice doar devoiește cineva să vină după mine. Deci și noi ca părinți trebuie să învățăm să respectăm la un moment dat alegerea sau hotărârea copiilor noștri. Noi le oferim ce avem mai bun, dar nu trebuie să le impunem voia noastră sau punctul nostru de vedere.
Ce valoare au așa numitele strigări sau cum să le numim prezent? Vestiri. Vestiri înainte de cununie. Deci trei duminici înainte de momentul nunții propriu-zis, preotul din parohia Mirelui și respectiv preotul din parohia Miresei anunță public comunitatea că cu tare persoană va avea nunta și cine cunoaște ceva motive de împiedicare acestei uniri să se pronunțe, să sigur, anunțe. În vechile comunități parohiale, rurale mai ales, dar poate că și în cele de oraș, când orașele nu erau foarte mari, erau așa niște târguri în care totuși oamenii se cunoșteau și oamenii care mergeau la aceeași biserică se cunoșteau și atunci aceste vestiri pregăteau momentul, evenimentul, dar preotul avea în vedere că el nu-i cunoștea foarte bine pe toți. Și uneori era posibil să se căsătorească persoane care nu erau potrivite pentru căsătorie, care aveau impedimente, poate erau rude sau cine știe ce fel de încurcături. Și atunci comunitatea, cunoscându-i mai bine, puteau să-l avertizeze pe preot. Uite, părinte, vedeți că aceștia sunt verișori sau aceștia sunt rude, apropiate și nu este potrivit să se căsătorească. De aceea chiar zice preotul, dacă cineva cunoaște piedici, să anunțe. Să anunțe. Pentru că preotul venind din altă parte nu-i cunoștea pe toți. Pe toți. Ați întâlnit de-a lungul pastorației dumneavoastră, preasfioastră, cazuri de oameni căsătoriți, deci de familii, care au avut probleme de-a lungul căsniciei și la un moment dat ajungând la dumneavoastră vi s-au confesat spunând că părinții unora sau altora din familia lor n-a fost de acord cu căsătoria lor și ei bănuie sau presupun că și datorită acestor împotriviri mersul familiei nu este cel firesc. Poate fi un gând rău, un cuvânt rău, poate să influențeze. De aceea Mântuitorul zice că pentru orice cuvânt deșer va trebui să dăm seamă, pentru că el este o energie care poate să afecteze, poate să rănească sau poate să facă bine, dacă este un cuvânt bun de binecuvântare. Așa că e posibil să sufere din cauza aceasta, dar acum situația nu poate să fie schimbată și ei trebuie să asume această situație și iarăși Mântuitorul ne învață că orice blestem se dezleagă prin binecuvântare. Dacă ni se pare că părinții ne-au blestemat sau ne-au dorit răul, noi trebuie să îi binecuvântăm și să le dorim binele părinților noștri și chiar dacă trebuie să suferim câte ceva, le luăm ca din mâna lui Dumnezeu și mergem înainte. E crucea căsniciei noastre. Acel martiriu de care vorbesc. Exact. Preasfia voastră, cred că e potrivit să ilustrăm oarecum și din ritualul cununiei, așa, pentru cei care au trecut sau cei care își doresc. Și am pus aici semnul la o rugăciune pe care tot dumneavoastră vă rog să o rostiți. Da, este rugăciunea care se rostește după citirea Sfintei Evangheliei. Doamne, Dumnezeul nostru, care în purtarea Ta de grijă cea de mântuire ai binevoit în Cana Galilei a arăta nunta cinstită prin venirea Ta, însuți și acum pe robii Tăi, pe care ai binevoit ai însoți unul cu altul, păzește-i în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană, și învrednicește pe dânsii să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile Tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. O întrebare, preasfinția voastră, a venit parcă așa minunat în contextul discuției noastre. Se pot căsători doi tineri, dintre care unul este ortodox și altul are altă confesiune și menționez cel care are altă confesiune este tot creștin. Acum,
Biserica face pogorământ pentru așa numita căsătorie mixtă dacă cel care este de altă confesiune are totuși botez în numele Preasfintei Treimi prin întreită afundare. Și atunci cumva se acceptă căsătoria mixtă. Bineînțeles, este nevoie și aici de dispensă din partea episcopului și este de dorit copiii să fie botezați în credința ortodoxă. Și, desigur, cei doi trebuie să fie avertizați că la început nu vedem dificultățile prin care am putea să trecem ca și căsătorie mixtă, dar nu este ușor de împăcat două tradiții religioase, mai ales dacă fiecare își dorește să fie serios în credința lui. Și atunci pot să apară dificultăți. Bună oară, dacă este vorba de un ortodox cu un catolic, de cele mai multe ori când unul este în săptămâna mare, celălalt este în săptămâna luminată. Unul postește aspru, celălalt deja mănâncă de dulce. Și atunci nu este ușor de împăcat acest lucru. După aceea apar copiii, unde îi botezăm, după aceea cum să le explicăm copiilor de ce tatăl este într-un fel și mama este în alt fel. Sunt și dificultăți, dar sigur că dacă este și bunăvoință și dragoste mare, pot să fie depășite și Bunul Dumnezeu ajută și este posibil, într-un sfârșit, au fost și cazuri când cel de altă confesiune s-a convertit până la urmă la credința ortodoxă, dar aceasta în timp și noi nu putem să forțăm acest lucru. Nu este bine nici să se treacă la credința ortodoxă doar de dragul de a ne căsători. Dacă nu este făcută din convingere, nu cred că nu funcționează. Va da rod. Asta în cazul în care partea ortodoxă dă o mărturie adevărată despre propria credință. Da, și Sfântul Pavel sugerea acest lucru la începuturile propovăduirii creștinismului. Biserica a respectat familia păgână. Dacă un păgân se convertea la creștinism, iar celălalt rămânea pe mai departe păgân, biserica nu-l punea în situația de a divorța, ci spunea să rămână împreună, pentru că zice, este posibil ca prin mărturia ta, în cele din urmă, să se convertească. Nu e sigur, dar e posibil și este de dorit. Mulțumesc, profesie voastră. Două emisiuni am alocat Tainei Nunții. Sperăm că și cei care ne-au privit au primit așa aceste gânduri și învățăminte, pentru care le mulțumim. Ei sunt fidelii ascultători și urmăritori ai emisiunilor noastre. Săptămâna viitoare vom vorbi despre taina preoției, taina hierotoniei în biserica noastră, iarăși un subiect extrem de captivant. Numai de bine, Părintele Dorin și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhierovicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugalii. Isaia.